Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou car vlog. Ce mai faceți voi? Sunt în căutarea unui loc pentru casă în momentul de față și vreau să merg așa puțin, am văzut ceva pe internet și vreau să merg să vedem despre ce este vorba. Dau o tură până acolo, să văd și o terenul, casa, să vedem despre ce este vorba. Și între timp mai stăm și noi puțin de vorbă. Sunt întrebat mereu de ce Golf 4 și nu altă mașină, de ce în 2019 încă aleg să conduc Golf 4 și nu altă mașină. Ce pot să zic? Depinde de la fiecare la fiecare, adică fiecare om are povestea lui, ca să zic așa, cu mașina personală. Eu dacă am mașina de peste 12 ani la mine, da seama, deja țin la ea, am drag de ea, au fost momente în care nu vedeam altă mașină. Eu mașina am luat-o la 80.000 de kilometri acum 12 ani și am decât 172.000 de kilometri, deci undeva la 10.000 pe an. I-am schimbat mereu la timp tot ce trebuie, i-am pus consumabile la timp, la fel, tot ce trebuie când a fost nevoie. Am avut grijă de ea, a fost ținută în garaj mașina cam 3 ani, 4 ani de zile chiar, 4 ani de zile mașina a fost ținută în garaj. Și dacă ar fi vreodată, nu zic, nu sunt adeptul, nu vreau altă mașină, și dacă ar fi vreodată, probabil că mașina asta o să o păstrez, pentru că am și investit în ea, o investiție foarte mare, cred că 3.500, cam așa, de euro am investit în ea, 3.500, 4.000 de euro am investit în ea. Mi-am făcut-o pe placul meu, mașina nu este o mașină de expoziție, nu este o mașină de show-uri, o mașină de care am făcut-o eu să arate cât de cât frumos pentru mine, pentru plăcerea mea, nu pentru altcineva. Ce să zic, acum știți și voi cum sunt mașinile făcute mai nou, plină de electrice, plină de senzori, plină de fel și fel de probleme, aud cu volante la 30.000 de kilometri, cu cutie de viteze la 40.000 de kilometri mașini, cu distribuție, nu mai vorbesc, cu distribuție care spică la 70.000 de kilometri. Acum na, eu sunt de acord, fiecare cum își îngrijește mașina, dar auzi așa și povești de la oameni reale în care sunt foarte dezamăgiți de mașinile astea noi. Talk back to you.
say it like that. If I hate you, then find someone new. Mai este vorba că o mai și de la început, iarăși dai bani pe mașină când o să fie iarăși scumpă. Am mai făcut odată chestia asta când am dat 10.000 de euro pe Golf prin 2007, acum ați iei 2.000 pe el. Și sunt foarte păcătoase față de ce e acum, da? Motivul principal este pentru că am avut grijă de mașină. Atât timp cât mașina asta nu-mi creează probleme, nu bag niciun ban în mașina asta, n-am de ce să o schimb, adică mașina merge, nu-mi face probleme, nu-mi cere bani decât de benzină, n-am de ce să schimb mașina. Da, că ia-ți Audi, ia-ți BMW, că ce mai faci cu troaca asta, că ce mai faci? E, uite, troaca așa cum e, îți faci treaba, te duci oriunde ai vrea. Dar pentru mine mi-au trecut gânganile astea, nu mai e așa de important mașina. Da, eu mi-am investit bani în mașina asta pentru confortul meu personal, de asta am schimbat și interiorul. Tot ce am făcut la ea de asta, pentru confortul meu personal, nu să fie mașina tuning, nu să fie mașina nu știu cum. Atâta timp cât am investit în ea și mai am de gând să mai investesc în ea, tot pentru confortul meu, nu văd de ce a schimba alta, să arunc așa niște bani, să iau, mamă, să am eu BMW, să am eu, să fiu foarte șmecher. Mașina este 1.6 pe valve, este 2004, an de fabricație, 2003 luna 8, este și ultima lună de fabricație la Golf 4 scurt. Este Euro 4, deci încă nu am probleme cu ce LED se dau acum. Așa că, nu știu, câțiva ani de zile merge fără probleme mașina.